Progresiștii au îmbrăcat cu simț de răspundere hainele Stacojii și au dovedit prin discursurile liderilor că îmbrățișează o atitudine marxistă. UNPR Dâmbovița nu face alianțe electorale, nu promite găleți, nimic în afară de programe concrete. Ei vor face doar un pact cu România și poporul român, declarație care ne amintește de o perioadă gri din istorie. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. De asemenea, așa cum ne-au obișnuit, liderii progresiști dâmbovițeni au adus iar în discuție legea taxării averilor mari și foarte mari. Un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. De aici revenim la atitudinea marxistă pe care o invocam. Marian Radu și compania s-au transformat într-un soi de haiduci care iau de la bogați și dau la sărași, cel puțin așa promit. Vor apela la un program de reconversie profesională, vor da tinerilor calificări adecvate pentru noile meserii, dar se vor ocupa și de societățile comerciale. În concluzie, vor mângâia toate categoriile sociale. Ei nu fac promisiuni electorale. Votarea în regim de urgență al legii taxărilor averilor foarte mari. Se spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau richita micșunele. Și ca o paranteză, vă spun că cel mai mare lider progresist al lumii, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut Congresului American săptămâna trecută adoptarea unei legi pentru taxarea averilor foarte mari. Simbolismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani. Noi nu avem absolut nimic. Noi avem un pact cu niciun partid, cu nicio personalitate politică sau economică, avem pactul cu România și cu românii. Poporul român poate dormi liniștit acum, întrucât UNPR-ul va scoate țara din sărăcie și minciună. Progresiștii vor unelti aceste realizări cu ajutorul tineretului și nu se vor asocia cu niciun alt partid.